Doctor, știți cum o să vă spun, domnule doctor, pentru că e foarte frumos acest titlu, mai frumos decât celelalte. Am o întrebare de mamă către un tată. Ce le dați? Le dați că e un modă. A început sezonul școlilor și al siropelelor imunomodulatoare. Ce primesc copiii noștri? Copiii mei nu primesc nimic, dar în, în mod deosebit primesc câteva sfaturi. Întotdeauna le, le transmit să fie foarte atenți la igiena mâinilor, este foarte important ori de câte ori. Cum nu uh, le dați siropel cu imuno nu. nu știu ce, cu nu. tablețele, cu ce, cu D, cu zinc, cu... Poate foarte rar, dar nu, nu este o conduită sistem, sistematică să, să fac acest lucru și sunt foarte bine. Cred că odihna alimentația sănătoasă bazată pe fructe, pe legume, lactate, și sigur, ori de câte ori vorbim de alimentație sănătoasă, evitarea acelor alimente sau băuturi care nu sunt foarte bune din punct de vedere al ingredientelor pe care le conțin, igiena foarte importantă, și să cunoască care sunt măsurile prin care ei se pot feri față de această boală. Dar să știți că, în general, copiii știu chiar de varianta delta, și ei vorbesc între ei că există acest risc de îmbolnăvire și cred că au nevoie de fapt de sprijinul nostru și să vadă în noi un model de conduită corectă din punct de vedere al măsurilor de prevenire a răspândirii bolii. Vreți să spuneți că toată povestea asta e doar marketing? Eu nu spun neapărat că este marketing, cu siguranță că sunt o serie de medicamente care sunt imunostimulatoare, deci practic cresc apărarea nespecifică uh -huh. a organismului, însă, în general, copiii au un răspuns imun prompt, un răspuns imun robust și nu au nevoie de astfel de stimulente pentru răspunsul imun. Este foarte greu de cuantificat într-adevăr beneficiul uh, față de uh, riscul de infecție. De fapt nu a fost dovedit că dacă luăm an, în mod consecvent anumite tipuri de vitamine sau stimulente ale răspunsului imun vom fi mai feriți de riscul de boală. Mai feriți de riscul de boală vor fi respectând măsurile de prevenție și prin vaccinare. Aceste două sunt măsuri dovedite. Celelalte sunt, sigur, măsuri adjuvante care pot să revigoreze uh, răspunsul imun, dar, în niciun caz, nu s-au dovedit a fi determinante în uh, ceea ce privește riscul de infecție sau evoluția pe parcursul bolii. Orice nedumerire sau un mesaj pe care îl lăsați la health.romania.tv. .ro, va avea un răspuns, să vă promit. Vă aștept aici cu alte subiecte. Să fim bine cu toții. Sănătate, oameni buni.